Bună ziua, prieteni! Bine v-am găsit la un nou interviu. Mă numesc Vitalie Cojocari și astăzi am niște întrebări pentru domnul Dumitru Prunariu. Bună ziua! Bună ziua! Mulțumesc că ați venit la interviu. Cu plăcere! Hai să vorbim mai întâi despre actualitate. Mă interesează în primul rând despre Perseverance, despre roverul care a făcut acum mai, mai mulți kilometri deja pe Marte. De ce omenirea vrea să ajungă pe Marte? Practic, a ajuns acolo pentru a căuta urme de viață. Exact. De ce ne trebuie acest lucru? Există mai multe teorii. În primul rând, teoria că viața nu s-a dezvoltat numai pe pământ este deja general acceptată de comunitatea științifică. De există și teoria ale conspirație și alte lucruri. Vorbim dar despre acestea mai târziu. Strict despre știință, acum. Se consideră că Marte a fost odată acum câteva milioane de ani, cam 3,5 milioane de ani se estimează, o planetă vie, o planetă cu râuri, oceane, lacuri. Chiar acest nou robot super performant american, Perseverance, a aterizat, a amarsizat pe fundul unui fost lac. De ce acolo? Pentru că se consideră că în sedimentele acestui fost lac s-ar putea să se găsească urme de viață ancestrală. Căutăm viață pe Marte, căutăm să aflăm istoria planetei Marte, de ce a ajuns o planetă aridă, pustie și nu mai este încă o planetă vie. Pentru că aflând istoria acestei planete și făcând o serie de similitudini cu evoluția Pământului, am putea să determinăm ce s-ar putea întâmpla cu Pământul nostru peste o perioadă foarte lungă de timp. Noi avem o serie de teorii care, în parte, sunt verificate în practică despre formarea sistemului solar, despre modul în care s-au format planetele. Unele s-au desprins din materia solară. Mă rog, s-au condensat, altele au provenit din materie captată în câmpul gravitațional al Soarelui. În sistemul solar, caracteristice sunt ciocnirile, ciocnirile între corpuri cerești, desigur nu între planete acum, pentru că ele au bine definită traiectoria, orbita, dar există asteroizi care zboară în jurul Soarelui din când în când, unii mai rebeli se ciocnesc cu planete și cu planeta Pământ. Iar de aici am putea presupune că o parte din apă, de exemplu, a venit din, ma din materia din spațiul cosmic, de pe comete în principal, care sunt formate din gheață și praf. Probabil și pe Pământ atâta apă, oceanul planetar, a venit tot așa din ciocnirea Pământului nostru cu o cometă, dar în același timp viața însăși a găsit condiții favorabile de dezvoltare aici pentru că pe Pământ există apă. Noi considerăm că acolo unde există apă sunt condiții favorabile de dezvoltare vieții. Și mai nou am reușit să descoperim faptul că apă există în sistemul solar și pe alte corpuri cerești. Și pe Marte ar putea să existe. Apă există și pe Marte, apă există pe sateliții naturale a unor planete gigant. Și dacă apă există o... și pe Lună. ar găsi uh, niște urme de biologice de viață pe Marte, asta cu ce ne-ar ajuta? Ce ar însemna pentru Pământ? Uh, determinând ce fel de urme biologice sunt, care este compoziția acelor părți biologice, particule, molecule, eu știu ce se va găsi, nu știu exact, dar vom vedea, ne va spune dacă viața este similară cu cea de pe Pământ sau este sub altă formă. Mm -hmm. Vă dați seama că pe o planetă cum este Planeta Marte, pe care intenționăm într-un viitor, mai îndepărtat să o colonizăm, să formăm baze umane, viața este diferită decât o vedem noi pe Pământ. În primul rând, gravitația pe Marte este de două ori și jumătate mai mică decât gravitația de pe Pământ. Deci, oamenii care vor trăi un timp îndelungat pe planeta Marte se vor lungi. Pentru că asupra corpului lor nu va acționa aceeași greutate. Adică, dacă se vor naște pe Marte, s-ar putea să aibă 4 metri în loc de să da, zicem? Da, da, da. S-ar putea să aibă 3 metri, hai să spunem, dar s-ar putea să crească în timp, de la o generație la alta, tot mai nați. Mm -hmm. Mai spuneți-mi un lucru, pentru că discutăm despre anumite catastrofe s -s -s -s. și ați pomenit despre uh, comete care lovesc asteroizi. Aster... Este pregătită uh, umanitatea să facă față unei asemenea catastrofe uh, în acest moment? Pentru că mai există și teoria Că la un moment dat Omul ar trebui să părăsească și pământul și Deci aceasta plec... este o altă teorie Omul Așa. ar trebui Sau o parte din omenire Ar trebui să se mute și pe alte planete Pentru a proteja Sămânța umană în caz de o calamitate Majoră Ciocnirea cu un asteroid Problema asteroizilor care Au un potențial de impact cu Terra Este o problemă foarte importantă, serioasă Care se studiază în diferite medii, nu numai academice, dar de exemplu în cadrul organizației Națiunilor Unite, chiar eu am făcut parte dintr-un grup de lucru care s-a ocupat de această problemă. Și care sunt soluțiile și pentru că am văzut am acum... generat, da. am generat în cadrul acestei organizații două instituții, una care să se ocupe de descoperirea asteroizilor cu potențial de impact cu Terra, de măsurarea orbitelor lor și de calculul probabilității de a se ciocni cu planeta noastră natală. Iar o a doua instituție care să reunească agenții spațiale puternice și care să genereze tehnologii de deviere a asteroizilor cu potențial de impact, astfel încât să nu ciocnească Pământul. Este deviere. deviere Teh a cum ar arăta asta. Tehnica ar arăta în felul următor. Să presupunem că descoperim un asteroid cu 30-40 de ani înainte să se ciocnească cu Terra. Este problema asteroizilor care se ciocnesc cu Terra este singura calamitate care poate să survină pe care o putem prevedea, pentru că le putem calcula orbita din timp și calcula o anumită probabilitate de impact cu Terra. În condițiile acelea se creează acum tehnologii de a trimite rachete puternice spre acei asteroizi care să-i împingă ușor, fie să se placeze într-o anumită parte a asteroidului, cuplând motoarele, să poată să îl împingă, sau să se producă o explozie la suprafața asteroidului dar foarte bine calculată, dirijată, astfel încât impulsul dat asteroidului să facă să treacă ușor pe lângă Pământ. Vă dați seama că la un asteroid cu un diametru de câteva sute de metri, această forță care împinge asupra lui este extrem de mică, dar suficientă dacă o aplicăm cu câteva zeci de ani înainte ca asteroidul să ajungă în preajma Pământului, să-l devineze cu câteva zecimi de secunde de grad Astfel încât să treacă fie prin fața Pământului, atunci când Pământul se învârte pe orbita lui, fie să treacă prin spatele Pământului. Prunariț, și Să evităm coliziunea. Despre această pandemie de coronavirus s-a discutat uh, înainte. Oamenii de știință spuneau un fel următor. Uh, nu se pune problema uh, dacă vine sau nu. Se pune problema când ar urma să vină. Despre asteroid cum, asteroizi. Sau asteroizi. Despre asteroizi. Când? Da. Când? Cum putem vorbi? Vine sau nu vine? Ne Există lovește? o probabilitate sau nu? mare ca să avem dovezi clare de intrare în atmosfera terestră a unor asteroizi mici. Să nu uităm, în 2013, de exemplu, la Celeabinsk, nu departe de Celeabinsk, un în asteroid Rusia? în Rusia, da, la vest de Urali, un asteroid cu un diametru cam de 17 metri a intrat în atmosferă cu o viteză cam de 20 de km pe secundă. Aceasta e viteza cu care intră asteroizii de regulă în atmosfera terestră. S-a descompus la o înălțime de aproximativ 20 de km. Bucăți din el au căzut pe pământ. În schimb, impactul undei de șoc provocată de asteroid a fost atât de mare, încât a spart geamurile întregului oraș Celeabinsc, a mutat acoperișuri de clădiri și a rănit peste 1300 de oameni. Deci, 17 metri iar el a trecut cam pe la 80 de kilometri de oraș. N-a căzut deasupra orașului. Era o tragedie dacă mă se... Vă dați seama ce înseamnă impactul cu un astfel de asteroid. În 1908, în zona Tungusk din Siberia, a căzut un asteroid cu un diametru cam de 45 de metri. De metri doar. De fapt, s-a descompus complet la trecerea prin atmosferă, dar de asemenea Unda de șoc provocată de viteza lui foarte mare prin atmosferă a pus la pământ 2000 de kilometri pătrați de pădure cu tot ce se afla în ea, iar efectele luminoase și sonore, unda de șoc se manifestă și printr-un boom puternic, iar efectele luminoase se manifestă prin ionizarea puternică a atmosferei, s-au făcut remarcate în țările nordice, iar efectele luminoase până în Anglia. 45 de metri avea. La un moment dat, în 2004, a fost descoperit un asteroid Apophis, care a făcut epocă. Ce vreți să spuneți că s-ar putea deci, întâmpla să cadă un asteroid? De asteroizi cad. Deci de dimensiuni mici. Mici. 20 de metri, 50 de metri, odată la 100 de ani, odată la 150 de ani. Depinde și unde. Dacă cad în deșert sau în mijlocul oceanului, de multe ori nici nu-i remarcăm dacă nu i-am înregistrat din timp. Dacă însă va cădea un asteroid mare de câteva sute de metri, probabilitatea este de a cădea pe Pământ toată la câteva sute de mii de ani. Desigur, dezastrele pot să fie la nivel continental. Iar dacă ar cădea un asteroid cu un diametru, să spunem, de 10 km, cum s-a întâmplat acum 65 de milioane de ani, a căzut în zona Mexicului, în peninsula Yucatan, a făcut ca întregul climat al planetei să se schimbe și au dispărut dinozaurii cu ocazia aceasta. Într-un fel bine, într-un fel rău. Bine că ne-au lăsat pe noi, mamiferele, să ne dezvoltăm și am ajuns și noi, oamenii, unde suntem acum. Dar o astfel de catastrofă poate să se manifeste la nivel planetar și să schimbe complet viața planetei. Bun, și acesta este motivul pentru care umanitatea zboară în cosmos. De ce uh, aleg, alege omul să exploreze spațiul? Uh... Bine, asteroizii sunt unul din motivele pentru care explorăm, îi explorăm, îi calculăm, căutăm să aflăm cât mai multe despre ei. Avem chiar și o zi internațională a asteroidului, pe 30 iunie, pe care eu am promovat-o în numele Asociației Exploratorilor Spațiului Cosmic, la ONU și a fost aprobată de Adunarea Generală a ONU. De ce zburăm în spațiu? În primul rând, din curiozitate. Să știți că întreaga știință s-a dezvoltat din curiozitate. Descoperind anumite fenomene, am căutat să aflăm ce este în spatele lor. Găsind lucruri noi, am înțeles că știm încă destul de puțin și vrem să aflăm mai multe. Știința fără curiozitate nu se poate face. Noi suntem curioși, dar curioși la un nivel constructiv. Deci avem nevoie de această curiozitate. În primul rând, să știm cine suntem noi oamenii de unde am ajuns aici pe pământ? Ne-am născut aici, este adevărat, dar sămânța vieții a existat pe pământ sau a venit din altă parte din univers? Ce se întâmplă cu planete asemănătoare cu pământul nostru? Mai există viață în altă parte? Vedeți că acum cu telescoape puternice descoperim sisteme planetare la câteva zeci de ani lumină de sistemul nostru solar sau chiar și mai departe. Măsurătorile făcute Teoriile dezvoltate despre ce înseamnă fiecare semnal primit din spațiul cosmic ne arată că există planete asemănătoare cu Pământul nostru și undeva mult mai departe, în galaxia noastră deocamdată, pentru că ne este foarte greu să investigăm astfel de lucruri în alte galaxii, dar le descoperim. Acest lucru ne pune semne de întrebare. Devenim iarăși curioși. Oare pe acele planete există viață? Dacă există, cât de dezvoltată este? Vă dați seama că dacă viața și, să spunem, tehnologia s-ar dezvolta pe altă planetă doar cu 1000 de ani înaintea noastră, vă închipuiți ce ar reprezenta pământul nostru peste 1000 de ani din punct de vedere tehnologic, dacă în spațiul cosmic zburăm doar din 1957. Deci de mai puțin de 100 de ani. 100 de ani în dezvoltarea cosmonauticii, de acum încolo ar putea să reprezinte, de exemplu, colonizarea planetei Marte, ar putea să însemne zboruri cu echipaje umane spre sateliți naturale altor planete, unde presupunem că există viață, pentru că există apă, iar peste o mie de ani am putea să stăpânim niște teorii ale fizicii pe care acum probabil nici nu le cunoaștem, care ne permit să zburăm între galaxii într-un timp record și să comprimăm timpul foarte mult. Foarte interesant. Doar că eu stau să mă gândesc la niște pericole. Și unul dintre pericole este contactul de gradul 3 cu uh, civilizații extraterestre. Acest lucru este inevitabil? Eu consider că este inevitabil să nu ne întâlnim și cu alte civilizații, odată și odată. Adică să ne lămurim. Adică sigur ne întâlnim, asta spuneți? Nimeni nu știe sigur. Ok. Deci nu pot să fac o afirmație sigură atâta timp când nu am elemente concrete. Dar din punct de vedere probabilistic, probabilistic, se estimează că în secolul acesta vom avea parte de întâlniri față în față cu alte civilizații. Faptul că acestea au venit sau nu au venit pe pământ, că există omuleți verzi, că OZN-uri au fost înregistrate și există documente ale diferitelor state care sunt desecretizate acum, este o problemă încă de studiat. Eu personal mi-aș fi dorit din toată inima să fi văzut un OZN când am fost în spațiul Cosmic. Dar, Dar nu am văzut. Nu ați văzut. Dar se vorbește că unii cosmonauți ar fi văzut ceva. Iar OZN înseamnă obiect zburător neidentificat. Exact, nu înseamnă, neidentificat. Nu înseamnă repre... un omuleț de acolo care exact. se face cu mâna din celălalt obiect. Este adevărat. Dar sunt fenomene neexplicate care au fost înregistrate și de alți colegi cosmonauți. A existat în Statele Unite un departament al NASA care s-a ocupat de investigarea unor fenomene necunoscute, să le spunem, și unul din astronauții americani, Don Peterson, la vremea respectivă, s-a ocupat aproximativ 20 de ani de uh, aceste lucruri în cadrul acestei organizații. Am avut ocazia să discut cu el, din păcate a dispărut de câțiva ani. Și mi-a spus că din tot ceea ce am investigat și părea necunoscut, cam 98% s-au dovedit a fi lucruri cunoscute, explicabile prin cunoștințele pe care le avem acum. Dar 2% au fost fenomene total inexplicabile și care au ieșit din orice legea a fizicii pe care o cunoaștem acum. În <coughs> lucru care s-a întâmplat în spațiu, în cosmos, da, despre asta de fenomene. Nu mai în cosmos, și în, și, în și în atmosfera terestră. Și totuși, pericolul de a ne întâlni cu o civilizație extraterestră nu este mare în condițiile în Dar care Dar de ce îl puneți sub forma de pericol? Pentru că oportunitatea de a ne întâlni Pentru... poate că vom face cunoștință unii cu alții și vom descoperi lucruri noi Pentru și Pentru că ne vom... știm, știm cum e rasa umană, știm că în momentul în care o civilizație de pe pământ a cunoscut altă civilizație, civilizația mai inteligentă, mai puternică, a dominat-o, chiar a distrus -o. Avem atâtea exemple. de -aia întrebam dacă nu, asta este cumva raționamentul firii vieții. Cel mai puternic îl distruge, îl domină pe cel mai slab. Natura umană a dovedit că primul nostru instinct este instinctul animalic. De a ne apăra, de a distruge. Vedem ceva necunoscut, mai bine distrugem pentru a ne apăra, într-un fel. Dar beneficiem de suficientă inteligență acum pe Pământ încât să analizăm anumite fenomene și să privim o eventuală întâlnire cu alte civilizații sub altă formă, probabil ca pe oportunitate. Dar, în același timp, ne dăm seama că dacă Pământul ar fi invadat de o civilizație mai dezvoltată, s-ar putea să ne schimbe. Modul de viață, concepțiile, inclusiv religia, ar putea fi pusă sub semnul întrebării. În bine, probabil, ziceți. Nu știu. Nu știu. Nu știu. Dar dacă cumva alte civilizații ne supraveghează, aceste OZN-uri, care sunt atât de mult citate în tot felul de materiale, ne-ar investiga, ne dăm seama că o civilizație foarte dezvoltată s-ar putea să ne privească de la distanță și să urmărească cum ne dezvoltăm noi înșine. Cum probabil prin niște principii etice care au fost emise inclusiv asupra privind explorarea spațiului cosmic la nivelul ONU, dacă ajungem pe altă planetă, este recomandabil să nu interacționăm cu dezvoltarea ei. Noi dacă am crea o civilizație pe planeta Marte, să spunem, am, ar trebui să o creem complet izolată pentru noi oamenii de evoluția planetei. Să nu încercăm să terraformăm acea planetă. Pentru că cine știe la ce dezvoltări ale ei am ajunge care s-ar putea să nu fie beneficiu omului, ci la un moment dat chiar să ne distrugă. Deci problemele sunt foarte complexe. În primul rând ne interesează cum evoluează o anumită planetă, Marte, să spunem, că ne referim la ea, și să o studiem de aproape, de la fața locului, dar să nu intervenim în dezvoltarea ei. Am vorbit foarte mult despre viitor. Sunt foarte curios să discutăm un pic și despre trecut. Se fac aproape 40 de ani, anul viitor, de când a zburat în cosmos. Anul acesta, în mai. Acum se fac 40 da, de sigur ani? sigur că da. Ha, am calculat greșit. Da. 40 2021 de ani. 2021 față de 1981. 81. Um, Spuneți-mi, un cosmonaut care este antrenat și dumneavoastră ați fost antrenat și fizic, și teoretic, și practic, când ajunge în cosmos, care sunt șocurile la care este expus? Și nu vorbesc de șoc fizic, vorbesc de ceva ce descoperă și nu s-a aștepta la asta. La ce, ce ați găsit acolo și nu v-ați așteptat? Deci nu există șocuri. Ok. Pregătirea pe care o faci în calitate de candidat cosmonaut este complexă și ești pregătit pentru a face față oricărei situații pe care o poți întâlni în spațiul cosmic. În primul rând, prin antrenamentele la simulator, simulezi orice situație posibilă și imposibilă prin care poți trece cu nava ta, cu racheta purtătoare, cu stația orbitală. Înveți să rezolvi foarte multe situații speciale, cazuri speciale. Știi exact cum funcționează. Toate sistemele, da examene. La fiecare jumătate de an am dat examene serioase legate de modul de explorare și exploatare al navei cosmice, stații orbitale și din punct de vedere al efectuării anumitor experimente științifice în spațiul cosmic. Te antrenezi în imponderabilitate în avion, dar imponderabilitatea în avion este de scurtă durată. Sesiuni de câte 27-28 de secunde. Prin zbor parabolic. Acolo, în spațiul cosmic, întâlnești pentru prima dată imponderabilitatea de lungă durată, care produce transformări în organismul uman. Eu, când am ajuns în spațiul cosmic, am fost entuziasmat de imponderabilitate. Nu am avut. Aveam emoții, emoții umane, emoții normale, pentru că am ajuns într-un mediu nou. Dar nu mi-a fost frică. O să mă întrebați, niciodată nu mi-a fost frică legat de acest zbor cosmic? Ba da. La Dar teri... cu, o zi, cu o zi înainte de zbor. Înainte de zbor, am înțeles. Știu cu zi înainte de zbor. Apropo, Pentru că atunci că... am avut timp să mă gândesc la tot ce ar putea urma negativ. Știu că înainte de zbor, dumneavoastră, ați avut o zi liberă, ca așa se exact, dă. Exact. Și mai știu că exista o tradiție, nu știu dacă se mai păstrează, cosmonauții ruși urmăresc un film care se numește Bele, Bele pustinie. Pustinie. Da. Soarele da. alb al pustiului. Așa, da. Este adevărat, în continuare există această tradiție, Vă dați seama că și eu am văzut cu o seară înainte de lansare acest film, care este o parodie a începutului sistemului comunist, comunist în da. Orientul apropiat E un film clasic rusesc, de atunci, da. Exact, exact. Cosmonauții ruși cunosc toate replicile pe de rost din acel film și se și distrează, pronunțându-le înainte să le vadă în film. Este o tradiție. Este o tradiție care s-a moștenit de la Gagarin și pe care o urmează în continuare toți cosmonauții. Așa, bun. Deci ați ajuns în cosmos, v-a entuziasmat <coughs> imponderabilitatea. Da. După aceea... Imaginea ceva Pământului, după aceea. Ce va mai entuziasmat? Imaginea, Imaginea Pământului văzută din cosmos. Nu este, pământul nu este plat, să ne lămurim. Oh, niciun caz. Cum ar putea fi plat dacă te învârți în jurul lui pe o Pentru că, aparent, exist, există oameni care da, cred este, asta. Deci... Este și au încercat să mă convingă și pe mine că Pământul este plat uh... într-un... Un... MOL M-a recunoscut o persoană sobră, inginer, care mi-a spus part, că face parte dintr-o astfel de organizație cu Pământul plat, că au multe dovezi și că cei care susțin acest lucru au adus multe dovezi asupra faptului că Pământul este plat și mă roagă să intervin și eu și să fac aceeași afirmație. Mi-a spus, omule, eu am zburat în jurul Pământului. Poate v-ați înșelat, n-ați zburat cumva așa. Nu, nu, Pământul este rotund. Uită-te la imagini luate din spațiul cosmic. Pot fi contrafăcute. Deci, teoria aceasta a conspirației a dus la niște evoluții în mintea umană total aberante. Deci, normal că Pământul este rotund, normal că toate planetele din sistemul solar, Soarele este rotund și așa mai departe, ele respectă anumite teorii, teoriile lui Kepler de. Mm -hmm deplasarea lor în spațiul cosmos. Ce cosmosul? altceva v-a mai uh, surprins în cosmos? Subțirimea atmosferii terestre. E extrem de subțire. Vă dați seama că Pământul are, grosomodo, un diametru cam de 13.000 de kilometri. Atmosfera terestră are cam 80-100 de kilometri, iar partea densă, cea care se vede, cea în care există viață, are cam 40 de kilometri. Ce reprezintă 40 de kilometri față de 13.000? Este ca și coaja unui măr dacă am uh, raportat mărul la dimensiunea... Și pământului. la ce v-ați gândit când ați văzut că e atât de subțire uh, atmosfera? Devi foarte îngrijorat, alarmat, îți pui întrebări și oare tot ceea ce se produce în atmosfera terestră și poluează și strică și o compromite, nu poate fi stopat? Haideți să milităm pentru acest lucru. Și noi, astronauții, cosmonauții, ne-am reunit din 1985 într-o asociație a exploratorilor spațiului cosmic din care fac parte acum peste 400 de astronauți, din 38 de țări, 38 de națiuni au propriilor cosmonauți, și care, ajungând în spațiul cosmic, ajung la aceeași concluzie privind pământul nostru natal, nevoia de a-l proteja, nevoia de a proteja atmosfera, care ne asigură oxigenul pentru viață, și nevoia de a transmite cunoștințele despre pământ următoarelor generații. Iar această Asociație Exploratorilor Spațiului Cosmic, în fiecare an, se întrunește într-un congres, noi îi spunem planetar, în câte o țară, care are activități cosmice, care are câte un cosmonaut. Doar acum, în perioada pandemiei, nu s-au putut organiza congresele și avem întâlniri cu studenți, cu elevi, în toată țara. Ne adunăm câte 80-100 de astronauți. Într-una din zile avem community de day, îi spunem, ziua de interacțiune cu comunitatea și. Atragem lumea spre știință și spre științe cosmice, dacă se poate. Uhum. Pentru a avea un domeniu dezvoltat de activitate în fiecare țară, trebuie să crești noi generații. Iar acestea nu le iei direct de pe băncile unei facultăți. Îi educi, le transmiți un anumit spirit, îi faci să fie pasionați de acest domeniu, ca ei să urmeze o anumită carieră care se materializeze după aceea în acest domeniu de activitate. A spus pasionați. Uh... Există impresia că lumea nu mai este pasionată de zborurile cosmice. Am, am văzut la început când zbura Gagarin, când a pus omul prima dată e, piciorul pe Lună. Acum, astfel de știri nu mai sunt de impact. De ce credeți că se întâmplă um, acest lucru? În primul rând, cosmonautica s-a dezvoltat mult și uh, sunt multe fenomene și evenimente care se petrec. Zborurile cosmice au devenit ceva aș spune banal, dar în ghilimele. Pentru omul de rând au devenit ceva banal. A mai plecat un echipaj în cosmos. Dar să știți că fiecare echipaj are o misiune bine stabilită și fiecare zbor cosmic este, poate fi definit ca un zbor istoric pentru anumite tipuri de activități, tipuri de descoperiri care se fac în spațiul cosmic. Gândiți-vă că până în momentul de față, de la Gagarin încoace, au zburat cam 570 de oameni. Nu mai mult vor începe cu zborurile turistice, cu zborurile private, să fie tot mai mulți cei care ajung la limita atmosferei deocamdată. El în mascare. El mascare. Sir Richard Branson cu Virgin Galactic propune zboruri pentru turiști la limita atmosferei și readucerea lor pe pământ. Iar în masc propune zboruri turistice, inclusiv în jurul lunii deocamdată, în viitor poate și pe lună. Deci numărul cosmonauților va crește, dar al celor care uh, vor face turism mai mult decât celor care vor face profesie de cosmonauți. Uh -huh. uh, Gândiți-vă că acum se află în spațiul cosmic un prim uh, echipaj comercial trimis de Elon Musk. Este în pregătire deja, probabil că în luna mai, va pleca un al doilea echipaj comercial. Deci acești cosmonauți sunt angajați de firme, de companii pentru a efectua în spațiul cosmic experimente sau o mini producție de anumite materiale foarte rare care nu pot fi obținute decât în imponderabilitate și care să obțină un beneficiu din așa ceva. Cosmosul s-a transformat dintr o întreprindere guvernamentală într o întreprindere comercială și privată. S-a democratizat, cum ar veni? S-a democratizat da, se democratizează, okay. se democratizează. Și a devenit și un business. Dar, Ultima business. întrebare, domnule Prunariu. Când vedem un nou, un alt român care să zboare în cosmos? Mi-aș dori din toată inima să vedem un nou român care zboară în spațiul cosmic. Singura noastră posibilitate de a trimite oamenii în spațiul cosmic este prin intermediul Agenției Spațiale Europene. Noi suntem membri prin acestei Agenții Spațiale Europene. În luna aprilie și mai, se vor desfășura înscrieri pentru noi candidați cosmonauți ai Agenției Spațiale Europene, Românii se pot unde înscri. avem dreptul de a ne înscrie. Orice român care îndeplinește condițiile care le va găsi se găsesc deja pe site-ul Agenției Spațiale. Să fie Ortane. tânăr, puternic, uh, în forță, nu? Nu neapărat. Nu? Există niște criterii de pregătire profesională, există niște criterii de sănătate, există niște criterii oarecum de vârstă. De vârstă, așa. Nu poți să începi o carieră la 60 de ani okay. pe care să o și continui. Uh, toate acele criterii vor trebui citite de cei care doresc să se înscrie se vor înscrie pe site-ul Agenției Spațiale Europene, numai acolo se fac înscrierile. Deci anul acesta din... Anul acesta din 31 martie până în 28 mai. Orice român se poate înscrie. Orice român care îndeplinește acele criterii se poate înscrie. După aceea, procesul de selecție al tuturor cererilor va dura până în toamna lui 2022. Iar cei care vor fi selecționați vor începe o pregătire de cosmonaut. Este deocamdată, spun, singura noastră șansă, pentru că în Cosmos trimit oameni acum doar americanii, rușii și chinezii. Cu chinezii, tot Agenția Spațială Europeană va trimite echipaje comune, probabil începând cu 2023. Cu americanii, tot prin intermediul Agenției Spațiale Europene se colaborează la nivel european, deși anumite state au și contracte private, sau mai bine zis, bilaterale, nu private, cu NASA cum sunt italienii, englezii, chiar francezii, germanii, dar în principal toate sunt îmbrăcate în această mantie Agenției Spațiale Europene. Dacă nu o facem așa, nu o vom face niciodată. Sau vom găsi un miliardar român care să-și permite să arunce, deocamdată costă cam 55 de milioane de dolari, un zbor cosmic, dar coada este mare. Uhum. va trebui să stea la coadă. Atât costă biletul, 50 Atâta Atât costă un loc pe o navă cosmică a lui Elon Musk, de exemplu. Am înțeles. Domnule Dumitru Prunariu, vă mulțumesc foarte mult pentru interviu. Cu plăcere.